Recunoaște cafeaua. Este atât de proaspătă, atât de delicată și cu spuma de fix 2 cm este absolut senzațională. Bună dimineața, my friend! Te-ai speriat, m-am gândit eu. Păi dacă umbli cu volumul tare, ce să zic? Sunt aici la... Bă, deci fii atent cât de fain era. La Petroșani era, să zic. Fii atent clădirea aia de acolo, dacă vezi. La Vatra Dorne, mai exact. Vatra Dorne este absolut superbă. Mai stau pe aici cam fix cam așa vreo 2 minute și 18 secunde de un din ăsta dacă vrei să-ți cumperi. Am fost aici și le funcționează la ăla de cafea, ceea ce îmi place, pentru că tura trecută nu funcționa. Bravo Lidl, bine că ai făcut paharul ăla, paharul cafea. Ia uite-ne de ce viață. Deci foarte rece, au fost 3 grade azi dimineața aici. Astăzi este ora. Astăzi este ziua de 9 a 2020. Uite rațele alea, ce viață. Și dacă le vezi. Ia uite-o și pe asta. Hei, hei fetelor. Se duc așa înainte. Foarte rece a fost, deși uite ce faină clădirea aia de acolo. Ceva hotel, uite, hotel Intus, 2 stele. Da, păi aici, la 2 stele, știi cum zic? Uite că s-au trezit și băieții. Mihai e primul de pe grupul nostru de WhatsApp care se trezește. Sper să fie destul de cald astăzi. Da, pe mine pe aici. Vreau să mă dezbrac. Ești hotărât să mă dezbrac. Neața Mihai! El este Cosmin? Ai băgat ceva somn, Cosmin? Bună dimineața, Mihai! El este Cosmin? Sunt niște tipi foarte faini, am mai povestit și aseară cu ei. Oh, stai să-mi dau asta jos. Odată. Și să ne pregătim de road. Aici. Ăsta acolo. Ăsta aici. Deci să fac asta aici. Ăștia cine sunt? Brutăria? Cred că s-ai lor, habar n-am cine să știu. De ce bine se aude motorul ăsta? Și-o tot Renault am, tot 16 valve, tot 12%, 11% iarna, dar e foarte confortabil, nu din ăsta, din ăla hatchback. Îmi place Renault, o să rămân la Renault. Mă duc la el la fabrică acolo, dacă e. Să punem ăsta aici, ăsta aici. Ăsta spuneam că ăsta e cel mai bun loc de parking, deoarece... Poți să ieși ușor, adică dacă se parchează cineva aici lângă mine și nu am loc să mă întorc pentru că-s lung, fac stânga încolo. Hai să dăm drumul și la ăsta. Stai un pic, am niște chestii, am postat eu aici o chestie. Uite să vedem cine și ce ne-a scris. Bună dimineața, bună dimineața, top fan, domnul Florin și domnul Mike Vlad. Drumuri bune, Valiu, mulțumesc domnilor. Pus aici o poză de la Coffee. Da, așa.
nu, dar nu mă interesează. Astăzi este ziua de naștere, da, și următoarea zi de naștere m-ar fi interesat. Hai să-i dăm la Waze ăsta. Waze, oaze, Waze, 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 fii atent unde vreau să ajung. Trimit-o locația. Cui să-i trimis mă locația? Nu face pe nebună. Bistrița! E mai aproape și de asta. Știi? Să nu se prindă că vreau să mă duc acasă. Că dacă îi zic direct Cluj, direct acasă mă duce. Stai mă încet, că e vreme. Bistrița, Bistrița, Bistrița. Așa. În jurul meu ceva n-a mers bine. Ce n-a mers bine, mă? Ce n-a mers, mă, bine, bă? Nebunule. Așa, Just Drive. Punem ăsta. Ălalt, așa. Opa. Și punem aici. Gata, tehnica și aparatura este conectată. Vă rugăm să porniți la road. Trr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 r
Și cu semnal o luăm așa încetuț. Să nu vărsăm cafeiul. Fii atent ce fain este, îți dai seama înainte cum erau cu fustele alea, cu pălării, cu din alea. Îți dai seama că nu stătea oricine aici. Trebuie să lăsăm pe ăsta să treacă, care prioritate. Când am conectat cablul ăsta la casetofon, știi? Și când este la încărcat, îmbâzâie. Dacă nu este la încărcat, nu are niciun fel de problemă. Mă, că trebuie să-i dau și la ăsta, mod, welcome. Eu de ăsta știe să-mi zică bună de dimineața și din alea. Radio FM nu mă interesează, auxiliarul îmi place. Am văzut că au mai asfaltat, uite, trenulețul veseliei. Uite, cum adică, de oricine el și ești vesel, toată ziua stau în trenul ăla. Dar băi, nu chiar toată ziua. Caroscară, caroscară, Dorotea mă umără. Pista 1, pista 2, mamă, zici că ești la Formula 1 aici. Bonjour, madame. Tu așa că ne-a zis aici cineva ceva? Cine este? Cosmin? Da. Cred că am dormit vreo oră jumătate. A avut o cursă rapidă, Cosmin, știi? Și sunt unele curse. Stop, ok. Sunt unele curse în care trebuie să tragi un pic de tine, știi? Și m-a întrebat cineva, zice, bă, crezi că e ok la 19-20 de ani să mă duc să iau CU sau EU? Cum să-ți spun? Este și da și nu. De ce? Pentru că este important să faci cât mai repede într-un timp cât mai scurt. Ca și idee, din punctul meu de vedere, ar trebui să fii destul de la casa ta, în ghilimele, să zic așa, până la 30 de ani, știi? De ce zic asta? Pentru că ori pornești ceva, am mai discutat chestia asta. Ori pornești... Haide că dacă e volan pe dreapta și este de Suceava, măcar a salutat, apreciez chestia asta. Dacă tot pornești ceva, ar trebui pornit repejor, ca să zic așa. Trebuie să o apuci pe un drum. Uite cum a fost Marius de la noi, de la bloc, un băiat destul de tânăr, acum este comandant de vapor. Cum a fost Tobiță, este cel mai tare sudor. Înțelegi? Adică când pornești ceva și mergi pe direcția aia, cu siguranță lucrurile devin realitate. Stai să vedem ce face ăsta. Avem timp să ne băgăm. Am înțeles. Și după aia mă duc aici. Că am curcat pe aici rosturile. Cam așa, am adus și pe aia din spate în eroare. Nu-i problemă, toată lumea se dezmedicește. Aici ne oprim. Mare atenție.
Adică ori pornești ceva de la început și te ții de treaba respectivă, ori încep să orbecă. Îmi place asta, îmi place cealaltă, îmi place cealaltă, știi cum zic? Și băieții cu care povestesc, unii dintre ei sunt destul de tineri și sunt destul de așezați, destul de echilibrați, să zic așa. Ca și idee, dacă este ok să faci ceu și eu la 20-25 de ani, 25, da. Eu îți recomand să începi să faci ceul undeva de la un 23-25. De ce? Pentru că ai avut parte cât de cât de unele experiențe, dacă ai beu de la 18-19 ani. E important să conduci, adică nu să ai permisul și să-l ții în geamantan. E important să ieși în trafic, aici se întâmplă lucrurile. Am mai povestit într-un video cum mi-am luat eu permisul despre instructorul meu care, din punctul meu de vedere, a fost remarcabil. De ce spun asta? Pentru că mai sunt persoanele astea care sunt mai în vârstă, încă îi mai găsești și dacă tot te-a pus să faci școala de șofer și chiar vrei să înveți ceva, îți recomand să-ți găsești un instructor în vârstă. Pentru că știe multe, câteodată mai strigă la tine, îți mai zice o glumiță, dar după ce termini, termini bine, știi? Vis-a-vis de 3,5, îți recomand să nu te urci din prima pe 3,5 tone dacă doar ce ți-ai luat permisul, ia-ți mașinuța ta mică, dă-te ușor cu ea prin oraș și ai grijă, vezi despre ce e vorba, îți mai formezi niște reflexe, urcă-te pe un 3,5, mergi cu el la tine în oraș câteva luni, un an de zile, de ce nu, după care poți să ieși înapoi, poți să ieși și pe extern. Îți formezi niște abilități, înțelegi, de știi cum e, că una vezi la școală și alta este în practică. Când îți pune volanul în brațe și zice, ia-te și du-te, mamă, nu mai e nici instructorul, nici poliția, nici nimeni, ce dracu fac, știi? Te descurci, ok, ai credere. Da, eu recomand să faceți 23-25 de ani să vă faceți CU, EU, DU, FX. Nu vă recomand să vă faceți AUL, că nu e ok. Cu camionul o să ți se pară oarecum, în ghilimele, o joacă. Pentru că, o să zici acum, de ce vorbești tu? Pentru că tu nu ai condus camion. Da, ai dreptate, eu nu am condus camion decât în timpul școlii, cu instructorul lângă mine. Și țin minte că mi-a zis să fac parcare cu spatele și era remorca cu proțap, ceea ce mulți dintre voi știți că este foarte dificil. Avem la noi la lucru un șofer experimentat, un șofer profesionist și a zis, bă frate, eu n-am condus din asta, e foarte greu. Și am zis instructorului, spuneți-mi exact ce trebuie să fac și asta voi face. Și de asta zic că dacă ai un instructor în vârstă, omul te învață foarte multe lucruri. Și mi-a spus, luăm de volan nu știu câte ture, ne uităm în oglinda aia, ne uităm în oglinda aia, spatele mașinii tale trebuie să coincidă cu colțul remorcii. În sfârșit, sunt niște detalii, niște chestii care chiar contează. Și am făcut exact cum mi-a zis el, cred că ne-a luat vreo 7 minute să parcăm remorca aia cu spatele acolo, dacă nu mai bine. Dar remorca aceea a fost pusă foarte bine la locul ei. Nu mă laud, este o chestie, de asta zic, ține foarte mult de instructor. Într-adevăr și de capacitatea ta, trebuie să judeci lucrurile. Dacă merg așa, oare unde se duce proțapul, oare unde se duce spatele remorcii, oare cât se duce încolo și toate lucrurile astea. Oricum nu sunt în măsură să-ți povestesc despre camion, pentru că eu nu dețin permis de categoria profesioniștilor. În schimb, tot ce pot să-ți spun legat de 3,5 tone, cred că ți-am spus, mai caută și tu prin deviație. Mai caută și tu prin folderele, prin playlist-ul Mercedes și Ford, acolo o să găsești foarte multe informații, chiar dacă vei găsi titluri care ți par suspecte, adică broasca bălțată sau chestii din astea, e ok, dai play, o să înțelegi după aia despre ce e vorba. Vezi, ăștia lucră aici, bă, mă bucur că au început să facă pe aici chestiile astea. Chiar era necesar, nu fii atent ce peisaj absolut superb. Absolut superb. Trebuie mers un picuț cu atenție aici, că sunt și ei oameni. Nu sunt atenți de fiecare dată și noi trebuie să fim mult mai atenți. Bă, din asta dacă lucri, frate, cred că se așează și plămânii și rinichii și toate cele. Mustăcioara lui, pana corpului.
Te salut, domnule Verele de la Dâmbovița. Vezi cum era făcut înainte cu stinghi din alea de lemn? Ia uite ce fain e. Este că e fain. Mie și mie îmi place. Am și ștergătoare. Am și apă din asta oxigenată. Nu prea mai am săpun din ăla. Trebuia să iau de la Lidl niște săpun din ăla de mentă. Încetuți aici. Care-i treaba? Da, mă, apucă-te, fă-ți școala, fă-ți cursuri. Cu cât ești mai fraged, mai tânăr, mai așa, fă cât mai multe lucruri posibile. De ce? Fă lucrurile posibile care crezi că te vor ajuta în viață, știi? Uite și chestia cu acvaristica. Eu când m-am dus să mă angajez la ăștia, la Zoomania, cred că au fost printre primele joburi, zice ăla, bă, te pun la casa de marcat. Zic, bă, mie nu-mi place să număr banii altor oameni. Zic, mie place să număr banii mei. Eu acolo nu mă duc. Dacă nu mă dai în altă parte, am plecat, servus, la revedere. Stai așa, zice, și zăpăci la cap, de ce nu vrei? Nu vreau, mă, frate, cu bani, cu... nu-mi trebuie mie din astea. Zice, gata, mă, te dau la pești. Cum să mă dai, mă, la pești? Ce-i cu mine? Bă, te, zice, te dau la raionul de pești, la astea, să te ocup cu pești, cu... bă, dar zic, nu mă pricep. Lasă că, zice, este un boiaș de în față. Și-a fost Vasi, de acolo din MS, un tip foarte fain, m-a învățat foarte multe lucruri. Și vezi, lucrurile care le-am învățat aici le-am folosit peste 4 sau 5 ani de zile și mi-au adus niște beneficii. Uite ce frumos e și aici. Mamă, de ce e genial aici, nene. Genial. Suntem pe calea Moldovei. Știu de ce tot fac cu roșu din ăla să încetinești, să pune gâlme din ăla, nu înțeleg. Mi se pare o spălare de bani chestia aia. Mamă, căldură, my friend, oricum e frig afară. Socar. Aș fi zis mai multe, dar am cafea aici. Mulțumesc, mulțumesc, Alexandru. Alexandru este un tip foarte fain care mi-a trimis un ibric și un pachet de cafea, să zic așa, o cutie de cafea, ca asta de la Socar de aici, o cafea turcească. Mi-a trimis el tocmai din Austria, mai exact din Viena. Îți mulțumesc, Alex, încă o dată, cafea este senzațională. Și o pregătesc eu la ibric acolo, tacticos. Probabil că ai mai văzut chestia asta prin clipurile mele. Și totuși, chiar dacă becul este alb, îmi pare rău să zic asta, suntem în România și trebuie să ne uităm, că altfel n-ai cum. Vezi că sunt chestiile astea, nu știu dacă ai putut să vezi, poate ai trebuit să dai puțin înapoi. E o curbă, știi? Și nu ai vizibilitate de fiecare dată. Eram cu Dani și trebuia să... bă, dar nu mai știu pe la ce vamă trebuia să ieșim, bă, băiatule. Uite, chiar nu mai rețin pe la ce vamă, în sfârșit. Și am găsit o cale ferată și becul era roșu. Ting, 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 ting. Zic, bă, oprim. Eu eram în față. Nu, Dani era în față. Și-a oprit. Și zic, ce, mă, trece trenul, ești nebun la cap, a? Bă, zice, nu știu, e roșu. Și-a oprit. O venit aia din față, s-a oprit, s-a uitat, ori trecut. 2, 3, 4, vreo 5 mașini au trecut. Noi toți stăteam acolo, a mai venit unul în spatele meu. O depășit și o trecut calea ferată. Și zic, bă, ce dracu facem ăsta? Ai tâmpit la cap, zic și aia din față. Zic, bă, ăștia nu sănătoși la cap, la lumina roșie, ăștia traversează calea ferată. Și era pe seară așa, sau spre dimineață, nu mai țin minte. Spre dimineață era. Și am stat. A mai venit unul în spate, ne-a dat flash-uri, ne-a depășit, a trecut. Zic, bă, Dani, hai să trecem, că zic, ceva nu e în regulă aici. Nu, zice, nu trec. M-am dat jos și zic, bă, nu vine niciun tren, ești nebun la cap, cred că ăsta defect. Și a trecut unul cu mașina, a oprit și a zis, degeaba stați aici, puteți să stați mult și bine. Zice, ăsta merge de 2 zile pe roșu. Aha, nu, ți-am zis, o, că ceva e neclar aici. Vezi, de asta zic că se strică chestii. Suntem în România, frate, nu e ca în Franța, nu e ca în Germania, să lase, se aprinde becul, s-a căzut bariera în 3 secunde, stai acolo 10 secunde sau 15, trecut trenul, s-a ridicat bariera. E altceva, vorbim despre alte lucruri aici. În schimb, te rog frumos să te uiți la acest peisaj absolut
remarcabil, trecere de cale ferată în 510 metri, chiar 460, mamă, și că ești Gabriela Sabo, cum le numeri tu.